Deci, în sfârșit, am făcut prezența. Suntem 45 de persoane. În total, membrii asociați sunt 81. Și suntem sub 100, domnul Potină, că n-am mai plătit cotizațiile de 3 ani, de 4 ani. Și mulți ne-au și părăsit. Așa și, nu, și la propriu, din păcate. Da, da. Deci considerăm că este la a doua convocare, de asta am avut și un timp așa de răgaz. Și în primul rând vă mulțumesc pentru prezență. Apreciez că până la urmă grupul nostru de gorjeni devine din ce în ce mai sudat și cu oameni care deja ne cam știm, alții care mai apar. Sigur, vin cu mult entuziasm, unii renunță, dar sunt unii care, uite, domnul Săvălescu e hotărât, domnul Voicu. Da. Nucleul rămâne nucleu. Dar pe lângă nucleu trebuie să mai adăugăm atom sau alte chestii. Da. Știu că noi avem prieteni, dar ne duc cu vorba, că și eu vreau să aduc pe Daniel Mărerea. Păi știu, tu vrei... Păi aia e problema, că sunt mulți care ne promit, dar în sfârșit contează că ne întâlnim cel puțin la cele două acțiuni ale Ligii Culturale Figoșului, suntem mult mai mulți și la adunarea generală care trebuie făcută, că dumneavoastră știți că suntem printre puținele organizații de acest tip din țară care funcționăm și care avem un statut, care avem un bilanț, care avem un cezor, care avem tot ce trebuie și suntem înregistrați la judecătorie. Sunt foarte, foarte puțini. S-au încercat Liga Maramureșenilor, Liga Bănățenilor, Liga nu știu care, dar ei se întâlnesc la o băută, se întâlnesc pe undeva... Cum? Și vâlcenii au încercat. Dar noi avem un statut aparte, faptul că ne întâlnim, că în fiecare an ținem această adunare generală și avem cel puțin cele două acțiuni pe care dumneavoastră le știți, acțiunea de anul ăsta, ca să spunem de la început, și vă invit pe toți care sunteți prezenți aici și o să facem tot posibilul să mergem împreună. Va fi pe 26, 27, 28 la Târgu Jiu, nu știu în ce locații, nu s-a stabilit încă. Anul trecut mie mi-a plăcut la Rânca, da. Dar vom vedea, cine știe, că mai sunt și alte locații frumoase. Eu aș fi vrut și în partea de jos a Gorjului, pentru că întotdeauna satele și comunele din Gorj sunt mai... Vladimir, dar n-aveți atâta cazare acolo. Dar la noi, la Negomir, la Turceni, la partea asta, nu putea să facem mai mult. Deci rețineți datele acestea. Mai. Deci va fi mai. În iunie știți că la începutul lui iunie sunt niște sărbători și se tot lungesc, sunt rusalile. Bun, aia e separate. Sărbătoarele noastre. Vezi dacă ai provocat, uite, deja apar glumele. Da. Și iar următoarea duminică m-a sunat domnul Porumber și a zis că nu poate, că are întâlnire 50 de ani de la liceu și dacă vreau să facem acum în mai. Și eu zic că ne-am cam obișnuit cu mai, e frumos și în perioadă. Și anul trecut am fost tot în perioada asta. Nu era foarte cald, dar poate când venim noi apare și soarele mai puternic. Da. Ca și astăzi, vedeți? Uite ce spune domnul Bășa. Acum am venit noi, gorcenii, ne-am strâns și sperăm să fie la anul și să avem posibilitatea să mergem și pe Câmpia Libertății. Eu zic că programul de anul trecut a fost destul de intens și încercăm să mai socializăm. Referitor la activitatea de anul trecut, deci dincolo de acțiunea aceasta cu Rânca,
am avut întâlnirea gorjenilor la sfârșitul septembrie, în care vă mulțumesc că ați participat. Eu zic că am fost suficienți. De asemenea, am fost onorat cu prezența vicepreședintele Consiliului Județean, cu domnul senator Iordache, consătanul domnul Udrește, și de asemenea, da, și, a, sigur, nu trebuia să începi invers. Deci, onoarea care a avut-o domnul Iordache să fie consătar cu dumneavoastră. Și ca acțiune anul trecut, știți că am mai fost la Muzeul Satului, câteva separate, nu ne-am implicat noi mai mult, noi ne-am implicat în concertul Memoria Mariei Lătărețu, am plătit, ne-a rugat directorul Școlii Populare de Artă și am plătit deplasarea peste 4.000 de lei cu autocarul a Măriilor Gorjului. Ați văzut copiii aia frumoși, fetițele frumoase care cântă numai pomenii și care sunt în număr mare, sunt, spunea doamna Maria Loga, sunt peste 80-100. Da. În cadrul festivalului Maria Lătărețu am dat premiul întâi la soliștii instrumentiști. Faptul că au fost foarte buni anul trecut, premiul întâi a fost dat la doi soliști. Unul este băiatul doamnei Lianu, și știți, domnul Lianu din Novaci. Unde ești, Lianu? Domnul Lianu din Novaci, nu? Domnul Lianu din Novaci, care cântă la diverse instrumente. Și, de asemenea, un alt băiat foarte bun. Liga Gorjenilor a avut și plăcerea ca să doi reprezentanți să fie acolo, să fie prezenți, domnul profesor, domnul Cristi Crăciun și domnul Streche. Sigur, dânșii au venit pe cheltuiala dânșilor, dar am încercat și noi să facem niște facilități cu hotelul, cu masa. Anul ăsta poate vă gândiți să veniți mai mulți. Festivalul Maria Lătărețu se ține la început de noiembrie. Și noiembrie, e cam frig atunci. Așa, deci în perioada. Da. Da, sub egida Ligii Fiii Gorjului, noi am încercat să promovăm și alte acțiuni. Dacă dumneavoastră urmăriți site-ul, să știți că e un domn care se ocupă intens, domnul Vădian, de acest site și care este colaboratorul nostru. Și, de asemenea, chiar convocatorul a fost dat cu mult timp înainte pe site-ul Ligii Gorjenilor. Sigur, eu, din păcate, am reușit abia destul de târziu să vă trimit la fiecare pe WhatsApp sau pe SMS, pentru că sunt... Haideți să facem și noi un grup al nostru, să anunțăm diverse chestii. Păi eu ziceți, te ocup tu. Da. Da. Avem. Da. De asemenea, trebuie puse în evidență și lucrurile. Deci, la referitor la alte acțiuni, sigur, domnul Gabriel a organizat niște acțiuni foarte interesante. Din păcate, eu ca persoană n-am putut să particip, dar alți gorjeni au participat la acțiunile dânsului și care mie mi s-au părut foarte interesante, mai ales din publicitatea. Și de asemenea, dumneavoastră, dacă ați participat la alte acțiuni, sigur, nu trebuie neapărat să fie tot timpul conducerea sau oamenii din Consiliul Director acolo, dar noi trebuie să le punem în evidență, pentru că sunt acțiuni ale gorjenilor, iar dumneavoastră, ca membri ai Ligii Fiii Gorjului, la orice acțiune participați, noi vă considerăm că participați și în numele nostru.
Și în China, da. Toate acțiunile întreprinsele individuale, inițiativa colegi, să fie pe site-ul Digi Corporate, așa, asta cu grupul pe WhatsApp, asta, degenerează, e trec la bancuri, trec la asta, nu te mai... Nu, dar pe site domnul Lorian pune și cred că și Gabriel i-a trimis materiale. Dar trimite către site, ai adresă și ai văzut că se popularizează acolo, inclusiv acțiunile tale cu doamna Polina Manuelă și cu toată lumea. Și atunci puteți să intrigă și Viva, să spunem oricum tu ai, oricum tu ai implicat, așa că tu ai vorbit de fiecare dată și în calitate de membru al Consiliului Director de la Liga Figurșului. Deci, chestiile acestea, sigur, sunt niște lucruri care ne plac. Din păcate, noi, sigur, nu am putut să ne organizăm fiecare cu problemele lui, cu alergările și n-am putut să facem mai multe, dar așteptăm și inițiative din partea dumneavoastră. Deci, referitor la activitatea de anul trecut, dacă mai are cineva, dacă are cineva de spus, deci la activitatea de anul trecut, la cea de anul acesta, putem să discutăm și consemnăm și vedem de ce ne ocupăm. Da, uite, foarte bine spune domnul Crăciun, la Opera Română a fost o activitate deosebită, era o vreme destul de urâtă, afară au venit mai mulți gorjeni, dar Doina Gorjului a organizat împreună cu Centrul Județean de Păstrare a Tradițiilor o expoziție cu portrete a unor gorjeni și oameni olteni care le-a făcut un pictor, punea un pictor moldovean. Și la Opera Română ne-au promis că am putea să facem și un spectacol. De asta domnul Porumbel se și gândește. Sigur, nu ar dori să fie cu muzică populară, dar să fie un spectacol de dansuri, un spectacol deosebit. Și conducerii Operei Române i-a plăcut ceea ce am prezentat noi. Am fost în foaier. Ne-am ocupat să fie și o atmosferă plăcută acolo și acum urmează să vedem când va fi acest spectacol și vă invităm, sigur nu va fi cu intrare, va fi cu intrare liberă, va fi un spectacol dat de Doina Gorjului în colaborare cu Liga Fiii Gorjului. Dar asta e pentru viitor. Deci, da, v-am spus ce a fost. Și a fost o atmosferă foarte frumoasă, un bol la mare, la etaj, în care să vedeți, au venit și diversi rapsos populari, că în afară ne lasă și afișarea portretului. Deci dacă pentru anul trecut aveți ceva de să mai completăm, să mai discutăm, deci oricum întotdeauna noi privim lucrurile, în special prezentul și viitorul. Și asta este cel mai important lucru. Hai să trecem acum la bilanțul contabil al Ligii Fiii Gorjului, în care a fost întocmit de o firmă autorizată, în care a fost verificat de domnul Dan Burlan și de încă un alt cenzor independent. El este la dispoziția, va fi la dispoziție pe site-ul de la administrația financiară. Ca lucruri importante aici, deci aș vrea să vă dau o citire, aici raportul de gestiune pentru exercițiul financiar 2022,
Liga Culturală, care are obiect de activitate promovarea continuității tradițiilor culturale și artistice a județului Cluj și Buzău în țară și peste Otave. Contabilitatea a fost organizată conform legii 82 din 91, cu întocmirea balanțelor de verificare lunare. Raportarea reflectă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului și a situației financiare. Menționăm că nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli înscrise în contul de profit și pierderi. În anul 2022, Liga a încasat venituri din cotizații, donații, sponsorizări în valoare de 5.480 și a cheltuit 20.000. Și nu numai din Liga. Principalele cheltuieli au fost făcute cu premii acordate cu întâlnirile la Cluj și București, oameni de știință, cultură, artiști, scriitori, oameni de valoare cu donații și sponsorizări. Cheltuielile totale ale activității fără scop lucrativ au fost 27.966. S-au obținut astfel un deficit din activități fără scop lucrativ de 22.486. S-au încasat contribuțiile bănești de la membrii asociați, dar nu în totalitate. Disponibilitățile bănești la 31.12.2022 erau de 1.186 lei. Este obligatoriu să încaseze toate sumele înscrise în adeziunile de înscriere de către membrii asociației. Aici avem procesul verbal. Și raportul cenzorului, domnul Dan, l-aveți dumneavoastră. Este semnat. Deci, alături de prezența dumneavoastră, deci avem toate actele contabile sunt aici. Problema este legată problema legată de activitățile noastre care necesită unele dintre ele și bani, este aceea a faptului că sponsorizări și donații au fost din ce în ce mai puține. Sigur, am avut perioade foarte bune, perioade în care domnul Udește s-a implicat personal și am reușit să facem mult mai multe. În activitatea aceasta, cu Liga Figojului, noi, Consiliul Director, am hotărât cotizația de 5 lei, care mi se pare o cotizație decentă, dar trecută se discuta chiar de 10 lei, și vă dați seama că la 80 care plătesc câte 5 lei, se ajunge la vreo 4.000 de lei. 4.000 de lei nu e nici măcar, nu acoperă nici premiul de la Maria Lătărățu. Sperăm să reușim să mai aducem sponsorizări și donații în 2021 sau în 2020. Chiar domnul Ceaușu a plătit anumite acțiuni. Dânsul acum are și probleme de sănătate și de asta nu e prezent aici. Dar activitatea noastră în Caldea, dacă se rezumă și la aceste 4-5 acțiuni care sunt pe an, ne arată că mișcăm, ne arată că suntem în viață, ne arată că suntem prezenți în România, în București, în România, și de asemenea Consiliul Județean Gorj ne acordă atenție. Dând și deplasarea de la Rânca o sponsorizează, o mare parte, o parte plătim și noi, dar ei au alocate 50-60 de mii de lei în fiecare an. Ceea ce nu e o sumă mare, dar măcar este acolo. Sunt probleme deosebite și în Consiliu, cu aprobările, acolo sunt lucruri politice, unii zic hai să invităm Liga Gorjenilor, alții zic hai de ce să mai cheltuim. Dar esențial este că suntem în relații foarte bune și asta contează cu conducerea Consiliului Județean, cu domnul președinte Cosmin Popescu,
și mai ales cu domnul vicepreședinte Nichifor și, sigur, și mai nou, de când a venit și la noi și a zăsut la Liga de anul trecut, relații bune cu actualul președinte al PNL-ului Gor și domnul senator Iortache, care este un om de acțiune. Da. Și sperăm ca în continuare acolo noi să fim priviți așa cu avantgarda Gorjului aici în capitală, aici unde se dă ora exactă, aici unde este satul Pliniștrii, pentru că în Gorj și acolo se fac multe, dar până la urmă contează cine este în București, cine este și ce face și în afara granițelor județului. Păcate, dumneavoastră știți situația care este în momentul de față, cu mineritul și cu alte probleme, dar întotdeauna speranțele sunt de mai bine pentru noi și mai ales pentru rudele noastre care au rămas la Gorj și de asemenea pentru oamenii pe care noi îi apreciem acolo în județul Gorj. Sunt oameni prietenoși și oameni care au văzut și la Rânca dau tot ce pot ca noi să ne simțim bine și să ne creeze o atmosferă ca în momentul în care revenim în Gorj să simțim că am venit pe plajele natale și că sunt niște oameni care ne apreciază prin faptul că pe oriunde ne-am duce păstrăm acest spirit gorjenesc. Sigur, au mai fost niște acțiuni în afară, n-am reușit să ajungem. A fost o promovare în Spania, la Madrid, a fost pe la Valencia sau pe la Murcia. Acum cei cu doina Gorjului sunt din nou în Spania. De asemenea, în București, vedeți dumneavoastră că se organizează diverse evenimente, mai ales cu aniversări a unor soliști importanți de la Doina Gorjului și a oameni, cum a fost activitatea aceasta cu domnul Dițulescu, dar foarte frumos a fost activitatea actualului director artistic de la Doina Gorjului, doamna Claudia Torov, în care a evidențiat Liga Fii Gorjului. Noi am dat și un premiu acolo, de fapt am dat o diplomă și ne-am mulțumit foarte mult într-un cadru în care încercăm să fim și mai vizibili. Dacă nu suntem vizibili, înseamnă că nu prea ne vede lumea, nu prea existăm. Da, da. Și vizibilitatea asta, cum e și în politică și peste tot, este importantă. Deci, după cum ați văzut, bilanțul și actele contabile nu reprezintă un lucru deosebit. Nu am luat fonduri publice, nu ne băgăm în alte lucruri în care să fim trași la răspundere. Deci am lucrat cu cotizații, cu donații și cu sponsorizări. V-am spus și de unde au provenit și banii suplimentari, deci cheltuielile cu Liga Gorjenilor sunt mult mai mari, dar în momentul de față facem față și pe mine mă bucură că dumneavoastră veniți aici, în sediul acesta din Calea Plevnei, care este sediu din 2021, de se împlinesc o groază de ani și în care ne știm și ne vedem. Referitor la sala cealaltă, aceea a fost o activitate la o firmă puternică și a fost închiriată. Ori noi găsim întotdeauna un spațiu. Dacă nu găsim aici, avem prin clădire, unde mai sunt niște săli din acestea de ședințe, de la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii sau la Ministerul Mediului, sau pe terasă, cum am făcut în 2020 sau 20. Și eu zic că a fost foarte interesant, foarte frumos. Ide că acolo ne-a ținut o lecție din asta experimentatoare de un profesor Ceaușu referitor la COVID. Dar eu zic că merită această întâlnire. În primul rând, aceste întâlniri ale noastre sunt pentru socializare. Să ne cunoaștem, să ne vedem, să ne amintim de locurile natale, să vedem fiecare ce mai face și de asemenea ce acțiuni. Uite, de exemplu, doamna Victoria,
mi-a trimis o chestie foarte frumoasă pe Facebook, că la Palatul Copiilor are loc un concert în care participă și Doina Gorjului și participă și gorjenii și de asta câteodată poftiți? Poate merge și noi și foarte bine și rugămintea ar fi să popularizați, să trimiteți domnul Lorian. Aveți o adresă pe Fiii Gorjului și acolo se pot trimite date. Și rugămintea, dacă cine știe se întârzie să mai dea către un telefon sau, eu știu, pentru anumite acțiuni, domnul procuror sună dânsul personal și se interesează. Ce facem, viitoare? Și, pentru că dânsul nu are WhatsApp. N-ar fi greu să faceți dumneavoastră WhatsApp, dar asta e, dar nu poți să obișnuiți. E scump, da. E mai scump decât valoarea mea și nu pot să vă dau. Eu sunt chiar și învățat. Dacă are cineva de adăugat. Da. Nu putem plăti pentru excursiunea. Deci, în a doua parte a lunii mai, în care vă promit la toți care sunteți aici că vă sun și sunteți pe listă. Faptul că ați reușit, că ați venit aici, este un lucru deosebit și pe mine mă bucură. Se dovedește nucleul de care vorbea Gabriel, nucleul stabil al Ligii Fiii Gorjului. Da. Cred că domnul profesor e mai mult timp în Liga Fiii Gorjului. De când sunteți, domnul profesor? 91. Aici. Deci dânsul asigură stabilitatea. Eu sunt numai din 2001. Deci avem... Și dinainte de 90, da. Domnul Ciclete mi-a zis că nu poate să vină, că e în Franța. Și domnul Ciclete, da, unul dintre membrii fondatori. Pot să fac în orice moment chestia asta. Dumneavoastră, în portofelul dumneavoastră, mai puteți să mai adăugați o hârtie? Deși așa... La cardurile care le aveți. Uite, spune domnul Mudu, știi. Și de asemenea, dumneavoastră vedeți că în ultimul timp toți se cuplează cu telefonul, că telefonul identifică omul. Eu fac o legitimație, dar legitimația o folosiți și o puneți. Păi, calitatea de membru este dovedită aici. Deci prin faptul că sunteți prezenți și prin faptul că, deci vreți să dovediți în fața terților. Deci în fața terților spuneți și afirmați și vă crede lumea. Vă crede că sunteți... Deci am văzut, eu zic că legitimațiile acelea de rămân istorie, sunt frumoase, fiecare le avem pe acasă, ne uităm la ele. Ar trebui, eu mă gândesc la o mică insignă. Am văzut acum niște insigne mai mititele din acestea pe cum a făcut Consiliul Județean Gorj, dar o insignă a noastră Ligii Gorjenilor, pe care, de exemplu, adunării suportațiile, să o țineți în casă. Da? Da. Hai să facem așa, ce ziceți, domnul profesor? Da. Nu aveți idee. Poftiți? Corect. Deci gândiți-vă și la telefon, acum nu mai merge nici tocă, nu merge nici dar toată lumea te identifică cu telefon. Deci domnul Vintilescu nu mai este domnul Vintilescu, este 0766. Nu știu cât. E un număr. Cum se zice și de viață. Viața este lumea. Viața nu este un număr. Da. Sau vârsta. Uite, doamna specifică. Deci am nevoie de să vreau să supunem la vot aprobarea bilanțului contabil. Și cine este pentru? Vă mulțumesc. Alte lucruri legate de activitățile noastre din acest an. Eu nu știu decât cele două mari acțiuni, poate că o să mai apară și dumneavoastră rugămintea este urmăriți și site-ul Fiii Gorjului. De asemenea, trimiteți pe mail, trimiteți observațiile dumneavoastră care vor fi consemnate.
Deci domnul Lorian, care este angajat pentru treaba aceasta, dânsul va avea grijă să le consemneze și de asemenea, dacă puteți să trimiteți eventual și niște poze și una alta, eu zic că ar fi interesant. Sigur, nu îmi face dânsul pune 500 de poze odată, că nu le mai vezi. Dar mai puține e bine. Sau poze cu plaiurile natale, uite cum a fost la Mariescu. Și sunt poze frumoase, mai ales în primăvara asta, unde deja dintr-o dată natura a izbucnit și parcă ne-a refrișat și pe noi, cu toate că, vedeți, mai creștem și în vârstă, mai creștem și în ani și, da, și în experiență. Vreau să vă spun de la început și să discutăm de la început, de fapt la sfârșit, acum, deci anul viitor vor avea loc alegeri. Deci așa am hotărât eu cu Consiliul Director. Eu aș vrea să reîmprospătăm conducerea ligii. Eu nu mai vreau să mai fiu președinte începând de anul viitor, dar voi fi lângă dumneavoastră. Deci va fi sediu, va fi toate lucrurile. Eu vă propun să alegem un om tânăr, vioi și care, din păcate, n-a putut să ajungă aici, dar vă gândiți că puteți să veniți și cu alte propuneri. Domnul profesor Dumitrașcu Alexandru, care este gorjan cu sufletul, cu inima, cu tot ce respiră de sub. Da. Și trebuie să fie și un om activ, trebuie să fie și un om care să fie totuși în relație și cu lumea exterioară mai bine, cu Consiliul Județean e prezentat, cu primarul a fost coleg, dacă va mai fi primarul, a fost coleg de liceu. Aici în București, cu domnul Mihnea Costoiu, tot timpul, fiind și liderul de sindicat pe facultatea de automatică, se întâlnesc și de asemenea cunoaște foarte, foarte mulți gorjeni și mai ales știți că sora dânsului a activat și la televiziune mult timp și în continuare și la televiziune, de asemenea mai are și o cumnată. Deci eu vă rog să, sigur, va fi prin vot. Deci dânsul, eu am vorbit cu dânsul, zice că dacă pot să-l ajut, n-ar zice nu, dar hai să ne gândim să dinamizăm oricum activitatea aceasta, pentru că spun, la o anumită vârstă și dacă vrei să faci anumite lucruri, te mai lasă una alta și mai uiți, mai... Deci asta ar fi o idee nouă. Sigur, dumneavoastră puteți să veniți cu propunerile care le doriți. Ideea este că, așa cum am scris în statut, să fie maxim două mandate, bine, aici va fi un mandat și jumătate, și în care să vedem că merge dinamică și, de asemenea, sigur, putem să hotărâm în condițiile în care nu are activitate puternică să fie și schimbat. Deci, mai important este să-și dorească sau să vrea. Deci dânsul a pus condiția în care să mai aibă niște oameni cu experiență lângă dânsul și mai ales să știe, eu am început să vă cunosc chiar pe mulți, majoritatea sau chiar pe toți și de asemenea să avem și niște relații, niște legături deosebite în care dumneavoastră aveți acces la telefonul meu în orice perioadă. Și în măsura posibilităților, sigur, pot să ajut la anumite lucruri. Avem, vă spun, nici nu știți ce câteodată ce vine de la Gorj. Toată lumea și închipuie că, domnule, dacă ești aici, Liga Gorjenului, cunoști pe toți, cunoști toți medici și mai ales pe partea asta cu medici. Probleme foarte, foarte grave, hai să facem asta, hai să facem cealaltă, nu găsești un doctor la Fundeni, la Pandori, la în altă parte, ne-a străduit și avem câțiva medici. Dar trebuie, Marcul, vă să faceți o listă medicilor pe spitale. Aici, câțiva care știu că lucrează. Da. De exemplu, avem un doctor foarte bun la Fundeni, care se ocupă de boli din acestea gastro, doctorul Cosmin Ciora, generele doctorului Mercea din Târgu Jiu, care întotdeauna când vede un gorjan și solicită, îl ajută.
Și nu se supără, mai ales că sunație, deci îi se dă numărul de telefon, că sunt unii care nu acceptă. De exemplu, nu cred că puteți mult să-l sunați pe domnul doctor Peuran sau domnul președinte, pe domnul Ceaușu puteți să-l sunați. Din păcate, în ultimul timp, toate că se lăuda extraordinar, am făcut, domnul Salam, am făcut și doza a patra. Și uite, a făcut COVID. Și scăzeți. Dar însu a fost directorul spitalului Victor Clave și profesor universitar de... Da, este. Da, însu acum evită comunitățile. Face nu vin acolo, că vine multă lume și nu știu ce. Vedeți, mie nu mi-e frică. Stau lângă doamna Ciuracu, stau lângă doamna, deci... Da. Da, la cel ce de la doctorul de facultate. Da. Deci asta cu medicii este o treabă în care solicită în Consiliul Director, la președinte, la vicepreședinte, tot timpul cât o relație. Știți dumneavoastră? Da. Da, da, da. 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 Da, n-aș vrea să popularizăm prea mult, dar vă spun un caz deosebit de grav cu domnul consilier al președintelui Consiliului Județean, domnul Ovidiu Popescu, care era sufletul nostru acolo la Gorj, descoperit și a trebuit să-i scoată un rinichi. Și acum are o situație deosebită, dar vă rog să nu se ajungă din nou la el, că mi-a zis că să fim destul de discreți. Și dânsul, culmea, vă dați seama, la Consiliul Județean, apela la mine să găsesc un medic. Eu știam acolo doctorul Simescu, doctorul Gustare, mai avem un medic, nu știu cum îl cheamă, medic stagiar. Am o listă cu medicii stagiari, în schimb, și pe care am putea să o dăm, nu știu dacă putem să o punem pe site, dar în condițiile în care aveți, ăștia sunt mult, mult mai entuziaști, așa să... Păi da, așa e, nu pot să pun cu acordul lor. Păi da, dar vă dați de toată lumea numărul de telefon, că la WhatsApp trebuie să ai numărul de telefon. Deci, după ce suntem ședința, ne lăsați numărul de telefon, cine dorește, creăm grupul pentru, în prima fază, pentru... Sau să bifăm aici, uite, avem numărul de telefon, bifăm. Da, cine dorește și creăm grupul. Păi dacă faceți dumneavoastră cu mâna dumneavoastră un V și în fața adunării generale, avem o doamnă avocată aici, eu zic că nu puteți să dați judecată. Dacă să vă o obligație. Și cum a zis și dumneavoastră, până la urmă, poate avem nevoie și de o floricică și de o felicitare pentru grup. Da, așa e, așa e. Adică mai rău să răspund pe care la mamă, trebuie să vin să-i ieși. Există un administrator. Treaba este că hai să folosim și site-ul Liga Ficoșului, unde sunt puse multe lucruri, unde se răspunde. Domnul Lorian se ocupă de treaba aceasta și astfel încât să... Da, trimiteți materiale, deci să trimitem materiale dânsului. Sigur, nu o să pune chiar toate materiale, adică mai trebuie printr-un filtru, dar mie mi se pare interesant să avem și niște imagini de la acțiuni, și niște imagini din Borgi, și niște activități, de asemenea să promovăm și oamenii noștri. De exemplu, câți dintre dumneavoastră știți că noi avem un decan la Universitatea Titu Maiorescu și decan la Facultatea de Informatică, știți? Domnul Iustin Priescu. Uite, vedeți că doamna este aici. Deci îmi zice că dânsul vine, dar doamna uite chiar vine. Da. Deci, la Titu Maiorescu avem un domn care este foarte atașat de Gorj
și de Gorjeni și este decanul Facultății de Informatică, Informatică Aplicată, da? Da. Și acolo avem și iar și niște prieteni foarte buni. Știți că Universitatea de Tumărescu are și o sucursală la Gorj, o filială la Gorj, făcută cum de, prin preluarea unei universități a doamnei Merișescu, cred. Da. Este și domnul Dan Voina, care predă acolo dreptul și cred că mai sunt gorjeni, dacă stăm să se identifică. Da. Puteți? Păi e plin, dar trebuie să-i mai și știm și mai ales să... Jumate în ce jumătate, în ce aveți. Și mai ales să și promovăm, adică dacă punem niște poze și dacă punem în evidență pe dâns și practic ne punem în evidență pe noi. Uite, domnule, avem oameni și în alte părți, mi se pare, că pe la Spiro Haret, bine, la Politehnică sunt mulți, la ASE, nu știu dacă au mai rămas, au rămas, da, au mai venit, da, și au venit din Gorj, au venit din Gorj, da. Și, deci, asta cu medicii, mai ales, vedeți, dumneavoastră, sunt probleme. Eu n-am zice acum că sunt probleme cu spitalele din Gorj, că și spitalul din Gorj a evoluat, e aparatură, s-au băgat bani foarte mulți în aparatură, dar nu e necesar, nu e suficientă numai aparatura. Asta e, mai trebuie să ai și oameni. Sunt unii medici foarte buni acolo, dar nu toți ajung la oamenii aia. Și vedeți, până la urmă se consideră că tot aici ai încredere și se merge înainte. Apropo, am venit din aeroport, de la Frankfurt, am venit la București joi seara, în avion cu parlamentarii de la Bruxelles și capul era domnul Băsescu, care a început și o discuție cu spitalele, cu pensiile speciale, cu toate lucrurile, în care a făcut o ședință, era acolo la business class, dar dumne vorbea tare, deci se auzea în tot avionul. Bine, cred că domnul Băsescu era și în situația în stare dânsului normală, astfel încât era o persoană foarte, foarte plăcută. Dar răspundea foarte, foarte vehement la oricine contrazicea, adică aici nu admite. Da. De asta mi-am amintit de operația dânsului, la coloană și la alte lucruri din care pe rușit. Da. Deci asta cu medicii, rugămintea să-mi dați și mie, dacă mai cunoașteți, să-mi dați numele, eu încerc să-i contactez, să discut cu dânsii, dacă sunt dispuși, să primească gorjeni peste rând, că de obicei lucrurile care vin de acolo sunt lucruri în ultima etapă și în care se cer. Și de asemenea, sigur, activitatea cu învățământul, cu universitățile, cu, eu știu, ne mai cer oamenii sfatul, că știți că din Gorj studenții foarte buni pleacă către București, către Timișoara, și atunci facultatea automatică este plină de studenți gorjeni și studenți foarte, foarte, foarte buni. Da. Se duc, au câștigat olimpiade, de asemenea, cu Școala Populară de Artă, mie îmi face o deosebită plăcere să-i văd. Știți că au vreo 5.000 de elevi, 5-6.000 de elevi. Deci vin copiii aceia care să învețe să cânte, să cânte la instrumente, să învețe pianul, să învețe alte lucruri. Nu este numai foaie verde și muzică populară, cu toate că, în primul rând, asta ne merge la inima. Dar sunt și lucruri care elevii le învață și se afirmă la concursuri în afara Gorjului. Ceea ce e o treabă deosebită. Păi cam atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc pe... Dacă mai plătește cineva cotizația, a rămas cineva care... Eu vă mulțumesc, avem acolo și niște apă, niște sucuri, un pahar de vin din zona Obrișor, Stâlpina, dar văd că nimeni nu s-a apropiat.